YouTube tocmai a schimbat regulile jocului, adică nu mai permite monetizarea decât în momentul în care ai făcut 1000 de abonați și 4000 de ore de vizionare în ultimele 12 luni. Proprietarii de canale mici sunt speriați, vor să se lase. În acest clip vreau să le prezint acestora câteva posibilități de a crește această durată de vizionare. Sunt lucruri care stau la îndemâna oricui, sunt lucruri ușoare pe care le puteți face pe lângă conținutul bun. Trebuie să faceți aceste lucruri și începem chiar acum. Salut, sunt Roman de la mes.ro, bun venit pe un nou clip. Chiar dacă vrei să domini YouTube sau Google, te invit să te abonezi la acest canal. Aș vrea să îmi spuneți dacă aveți deja canalul monetizat și dacă nu, câte ore mai aveți până să strângeți cele 4000 de ore în ultimele 12 luni. Din punctul meu de vedere, cel mai greu criteriu dintre cele impuse de YouTube pentru monetizare este acela al celor 4000 de ore de vizionare. Dacă nu ai calitate, este foarte greu de făcut aceste minute de vizionare. De aceea am făcut acest clip pentru a ajuta pe cei care încearcă să obțină cât mai mult din conținutul lor și să vină în ajutorul tuturor, pentru să-i încurajez în primul rând pe cei care ar dori să se lase. Sunt lucruri care puteți să le faceți, sunt lucruri care pot crește această durată de vizionare și puteți ajunge mai repede la criteriile impuse de YouTube. Pentru cei care nu știu de unde să vadă exact câte ore au avut în ultimele 12 luni, este foarte simplu, intrați în studio de creație, la canal, generare de bani și vă spune exact cât mai aveți până să obțineți aceste ore atât de necesare. Eu, de exemplu, am făcut în ultimele 12 luni 248 de ore de vizionare din 4000 de ore necesare și, bineînțeles, 274 de abonați din cei 1000. Asta înseamnă că mai e de muncă pe acest canal, asta înseamnă că și eu pot aplica acelea sfaturi pe care urmează să vi le dau și vouă. Una din cele mai importante unelte prin care puteți să obțineți mai multe minute de vizionare, mai multe ore de vizionare, o reprezintă playlisturile. V-am tot spus, vă repet și în acest moment, playlisturile sunt extrem de importante și reprezintă probabil cel mai puțin folosit atu pe care îl aveți în creșterea canalului. După cum v-am spus, vă recomand tot timpul să mențineți playlisturi mai mici, adică în jur de până în 12 clipuri. Eu le-am menționat chiar mai jos de atât în funcție de nișă până la urmă. Consider că și așa nișa aceasta este foarte tehnică, nu vreau să plictisesc foarte mult. O persoană care va intra pe playlistul care conține în jur de 7-8 clipuri va fi tentată să le urmărească pe toate, dar dacă puneți într-un playlist în jur de 30-40 de clipuri, s-ar putea să nu le vadă pe toate. De ce e important să îndemnăm pe oameni să urmărească un întreg playlist? Păi, bineînțeles, v-am spus, în momentul în care cineva urmărește un singur clip de-a nostru și pleacă de pe canalul nostru, atunci am pierdut acele minute extra de vizionare. Bineînțeles, dacă el va urmări un clip și încă un clip, acestea se adaugă la acele minute și, într-un final, la acele ore de care avem nevoie. Vă recomand, de asemenea, în momentul în care faceți un playlist de acest gen, să-i dați un titlu care să fie căutat de oameni, nu doar, eu știu, muzică 1, 2, 3 sau muzică 1, muzică 2, muzică 3. De exemplu, eu am dat acestui playlist un titlu care sigur se caută pe YouTube. De asemenea, vă recomand din setările playlistului să bifați aici, să-i dați ca playlist oficial cu videoclipuri în serie. Ce înseamnă acest lucru? În momentul în care cineva va vedea un clip din aceste playlisturi, YouTube va fi tentat să recomande un alt clip la clipuri recomandate în partea dreaptă, să recomande un clip din același playlist. E o discuție pe care au făcut-o cei de la YouTube, nu sunt eu cel care am inventat acest lucru, deci e o recomandare făcută de YouTube. Vă recomand, de asemenea, în momentul în care dați un link de la un clip, niciodată să nu dați linkul direct, dați linkul din playlist. De exemplu, intrați în playlisturile voastre și vedeți aici, clic dreapta, copy link adres, și în momentul în care ați dat paste, se va deschide întreg playlistul. După cum vedeți, omul va vedea clipul pe care i-ați dat share, după care
va fi tentat măcar să vadă încă un clip din ceea ce ați făcut voi. Vreți ca aceste linkuri din playlisturi să fie văzute de cât mai multă lume, astfel că poate reușiți să-i convingeți să vadă mai multe clipuri deodată pentru a crește și durata de vizionare în total pe canalul vostru. O altă unealtă pe care o puteți folosi o reprezintă cardurile. Acestea pot fi setate foarte simplu, fie de la un clip nou, fie la un clip deja existent. Am să vă prezint la un clip deja existent, rămânem pe același playlist. Vedeți, aveți aici jos carduri. Bifați acest buton și adaugă un. Eu am adăugat deja două carduri la acest clip. Adăugarea se face simplă. Unde vreți să adăugați un card, pur și simplu trageți această dungă albastră, adaugă un card și aveți videoclipul sau playlist, canal, sondaj sau link. Eu vă sugerez să adăugați acest buton pentru videoclip sau playlist, bineînțeles. Important este ca în momentul în care un utilizator a văzut un clip al vostru să dea click și pe card, să mai vadă încă un clip. În momentul în care va intra pe acel clip, dacă și el are card la rândul lui, sigur va da click poate și pe al treilea clip și tot așa se adună minute de vizualizare, se adună ore de vizualizare și așa mai departe. Bineînțeles, puteți să puneți și alte tipuri de carduri, dar eu vă recomand să puneți fie un clip, fie un playlist. Un lucru care foarte puțină lume îl știe și pe care țin să-l evidențiez este că pe aceste carduri utilizatorii de YouTube nu prea le văd. Și atunci, în momentul în care ați adăugat un card, e bine ca în clipul în care sunteți, fie să ridicați degetul și să spuneți exact în zona asta, în momentul în care filmați, urmăriți și la finalul clipului, bineînțeles, urmăriți și clipul acesta pentru și dați un motiv pentru care să vă urmărească și acel clip. Dacă nu faceți acest lucru, dacă nu marcați în vreun fel acest element, oamenii nu vor fi tentați să dea click, poate unii dintre ei nici nu văd, nici nu știu despre ce este vorba. De aceea este foarte bine să folosiți aceste carduri și să le folosiți inteligent. O altă unealtă foarte bună care vă poate aduce minute în plus de vizionare o reprezintă ecran de final și anotări. Folosiți cu încredere ecran de final, e butonul sus, la fel veți găsi în momentul în care veți încărca un clip nou. Eu voi folosi același clip pe care l-ați văzut mai devreme, în care am adăugat carturi, pot să adaug și ecran de final. Există șanse mai mari astfel să crească numărul de minute vizionate pe clipurile mele în total. Puteți să adăugați, se adaugă de obicei în ultimele 20 de secunde ale clipului, puteți să folosiți un șablon, îl adăugați, vedeți. Aveți două clipuri, un clip, butonul de abonare și un link și așa mai departe. Puteți să le folosiți, eu vă recomand să folosiți aceste tipuri de carduri care conțin alte videoclipuri. În momentul în care se va termina, eu am adăugat o grafică care mă ajută mai mult să evidențiez clipul pentru utilizatorul obișnuit. Voi nu trebuie neapărat să folosiți acest card de final, dar e bine să puneți aceste videoclipuri, nu neapărat ca grafică, dar ca și clipuri efectiv, ca să le vadă omul, să puteți să vorbiți despre ele, puteți să spuneți că în următoarele secunde veți descoperi alte clipuri interesante, dați click pe ele și așa mai departe. Important este să introduceți acest call to action, adică să le spuneți oamenilor ce au de făcut, pentru că sigur mulți dintre ei, în momentul în care văd că apar aceste carduri de final, ecran de final, să închidă acel clip, ceea ce nu vă ajută foarte mult pentru a crește minutele de vizionare. Deci spuneți omului ce are de făcut și poate că din 100, 2, 3, 5
vor da click pe aceste clipuri, vor deveni curioși și vor continua vizionarea pe clipurile voastre. Continuăm cu sfaturile legate de cum puteți să obțineți mai multe minute de vizionare. Un alt lucru pe care eu îl fac și care de multe ori a dat roade este să folosesc un comentariu în care să îl invit pe cel care urmărește clipul să vadă și alt clip. Îi dau fixed, l-am fixat acel comentariu cu linkul către un alt clip care ar putea să fie interesant pentru cel ce urmărește clipul de mai sus. De asemenea, fac un text care explic despre ce este vorba în următorul clip și atunci omul va fi interesat, poate la fel, nu toți, dar câțiva din 1000, din 100, din depinde cât văd clipul, să dea click și pe următorul clip, să mai urmărească și un alt clip, ceea ce înseamnă că din nou vor crește minute de vizionare, câștig și eu pentru că îmi cresc minutele de vizionare, câștigă și utilizatorul pentru că i-am mai oferit o informație referitoare la subiectele pe care îl interesează, deci câștigăm amândoi, ceea ce de altfel este cel mai important lucru pe YouTube. Am mai folosit încă o metodă de asemenea pentru a convinge pe cineva să mai dea click, poate reușesc să mai obțin câteva vizionări, câteva minute de vizionare. Repet, nu sunt multe și probabil că multă lume le ignoră, dar din aceste minute puține adunate la un loc vor rezulta acele 4000 de ore pe care le țintim. După cum vedeți în acest clip, am de altfel la toate clipurile de acum vor apărea în descriere câteva playlist-uri care ar putea fi interesante pentru cei ce urmăresc tipul acesta de conținut. Din nou, ajut omul să-și găsească acel conținut pe care îl caută, să găsească acea informație mai rapid și în același timp, dacă eu reușesc să-l ajut pe el, și el mă va ajuta pe mine pentru că îmi crește această durată de vizionare. Repet, poate că nu sunt foarte mulți care vor da click, poate că mulți nu știu, dar dacă reușesc să mai convin câțiva, e un plus pentru acele 4000 de ore. Și ultimul sfat care vi-l dau, v-am mai spus despre acest lucru, dar foarte puțină lume îl face cu adevărat, promovați-vă clipurile. Încercați să nu lăsați totul pe seama YouTube, încercați să vă promovați propriile clipuri pe toate rețelele de socializare pe care le aveți, pe toate, gen, eu știu, sunteți pe Reddit, e un lucru foarte bun, acolo să găsiți o comunitate care vă apreciază conținutul vostru. Printre prieteni, trimiteți pe Messenger, pe, eu știu, WhatsApp, oriunde credeți voi că sunt acești prieteni ai voștri. Pe Instagram v-am arătat și găsiți clipul cum să vă promovați clipurile pe Instagram. De asemenea, aveți grijă, există grupuri de Facebook, la fel, o comunitate. Găsiți comunități care să aprecieze genul vostru de clipuri, dar cu o singură condiție. Mai întâi trebuie să deveniți parte a comunității, să fiți cei care ajutați mereu pe restul, să deveniți un nume important în acea comunitate, după care să începeți să postați, pentru că altfel veți fi văzut doar ca un spammer și atât, cineva care vrea să-și facă reclamă și atât. Deveniți parte activă a acelei comunități, deveniți cel care ajută, cel care știe, cel care la care ceilalți se duc și pun întrebări și veți ajunge să puteți să puneți orice tip de clip legat de subiectul respectiv și oamenii să-l aprecieze. Repet, încercați să vă promovați conținutul nu în modul spam, ci într-un mod inteligent, dar faceți-o pentru că YouTube singur nu va face, dar mai ales dacă sunteți la început de drum, nu vă va face tot drumul, tot lucrul pe care trebuie să-l faceți voi și să vă ajute să creșteți. Repet, aveți un canal mic, trebuie să fiți inteligenți și să faceți tot ce e posibil pentru a crește și a crește acest număr de vizionări care este destul de greu de obținut, dar care în momentul în care l-ați obținut, algoritmul YouTube vă va ajuta să creșteți, vă va promova mai mult și așa mai departe. Dacă ați învățat ceva din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți deja abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități. Iar eu până data viitoare vă doresc SEO plăcut!